seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la seara Meglenă și Armonă din cadrul festivalului Săptămâna Filmului Interetnic, ediția a 13-a. Suntem Alex, Smaranda, Georgiana și Alexandra, gazdele dumneavoastră din această seară, voluntarea Centrului EUDES, inițiatorul acestui proiect. Ediția 2018 a festivalului este realizată cu sprijinul financiar al primăriei municipiului Vocea și al unui număr de 3 parteneri locali. Fancurier, Sabilu și Agenten. La buna organizare a festivalului au contribuit Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Tulcea, Uniunea Elenă din România, filiala Tulcea și Suriname, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, filiala Tulcea, Partida Romilor Pro-Europa, filiala Tulcea, Uniunea Armenilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea Română din Tulcea, Comunitatea Evrească din Tulcea, Federația Comunităților Evreiești din România, Ambasada Republicii Armenia din România, Ambasada Ucrainei din România, Centrul Cultural Turcus Yunus Emre din Constanța, Centrul Rus de Știință și Cultură din București, Asociația Altona din Cerna, Primăria Comunei Cerna, Asociația Comunității Bulgare, Sfitilina din Pișina. Seara de astăzi este dedicată etniilor Meglenă și Armenă. Denumirea de Meglenă român reprezintă un nume cărturăresc, adaptat la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu sensul locuitor de naționalitate română din Ținutul Meglen, vorbitor al ideale românesc. Meglenă românii sunt cunoscuți și se recunosc pentru numul Vlad. Astăzi, locuitorii din statul Cerna, din județul Tulcea, se consideră Meglenă români. Deci a pierdut anonimul de Vlas, în schimbul denumirii științifice apărut la sfârșitul secolului trecut. La începutul secolului IX s-au așezat pe pământul românesc armânii, care erau proveniți din Turcia și Asia Mică. Au început așezarea cu Transilvania și Basarabia, Moldova, Muntenia și mai târziu în Dobrogea, unde, datorită atracției de potențial economic al locuitorilor, au ajuns să locuiască aproximativ 2600 de armâni pe la 1900. Cei mai mulți armâni erau stabiliți în Sulina, Turcia și Papadala. Uniunea Armenilor, filiala Tulcea, adună azi la un loc 45 de armeni, care sunt, în mare parte, creștini ortodoxi, după Biserica Română, deoarece nu au mai avut ocazia să participe la slujbe oficiate în limba armenă. Tradițiile și datinele armene sunt azi mult mai intens promovate prin programe interculturale, în care tinerii au rolul esențial de promotori ai unei culturi istorice cu valoare de patrimoniu. Înainte să începem spectacolul, vom da cuvântul primarului Constantin Hogea și domnului Sterică Fudulea, reprezentantul comunității armene. Bună seara și bine ați venit la seara comunității a române și meglenă române. Macedo românii, pentru că acesta este filonul până la urmă, cuprind mai multe dialecte și cele prezente la noi în Dobrogea, comunitatea română, care numeric este cea mai bine reprezentată, și comunitatea meglenă-română, care în general este, dacă vezi, grupată în comuna Cerna și în mai multe zone din țară. Despre comunitatea română și meglenă-română nu cred că trebuie să discutăm foarte mult, pentru că îi știm, îi cunoaștem, sunt ai noștri, este o comunitate extrem de ambițioasă, o comunitate harnică, serioasă, orgolioasă și care, până la urmă, are un rol extrem de bine definit în ceea ce înseamnă bunul mers al comunității turcene în general. Sunt foarte multe talente, cu foarte multe valențe din comunitatea română și meglenă-română, oameni care au confirmat profesional, social, politic, dacă vreți, artistic și nu numai, deci sunt exponenți de seamă a români în România și din această zonă a patriei cu care ne mândrim. Avem o astăzi de seamă în această seară, o surpriză și pentru mine, un domn pe care îl știu foarte bine din scrieri, dar care, iată, am ocazia să-l văd în carne și oasă, cum se numește. Și un singur exemplu vreau să vă spun de polivalența unor membri ai comunității a române și am să o invoc pe doamna doctor Corina Elena Badea, foarte cunoscută nouă
să spunem, în primul rând din calitatea domniei sale de medic, după aceea din calitatea domniei sale de compozitor și de cântăreață a folclorului a român. Și iată, recunosc o surpriză pentru mine în această seară. N-am știut că doamna doctor este și un pictor extraordinar de priceput. Mi-a dat în această seară un album pentru care îi mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă e pe aici doamna doctor, o salut cu respect. Să rămână doamna doctor, un album care urmează să fie expus în foarte multe zone și numai ale României. O felicit, este o surpriză plăcută. Iată un exponent, să spunem, polivalent, în afară de talentul și dăruirea profesională, cântă și pictează extraordinar. Așa sunt și foarte mulți membri ai comunității, pe care noi îi respectăm, sunt, până la urmă, concitadinii noștri. Este o parte a mozaicului multicultural care ne caracterizează și am și spus că dacă noi, cei din această zonă a țării, suntem, să spunem, interesanți și curioși în fața opiniei publice, suntem și pentru că, iată, conviețuim aici în bună pace de secole numai puțin de 14 minorități etnice, fiind astfel un exemplu de bună practică, dacă nu cumva dintre cele mai bune exemple de bună practică de conviețuire interetnică din Europa, lucru recunoscut de altfel și apreciat de oficialii europeni. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc pentru prezență, felicit toți membrii comunității a României, atât prezenți aici, cât și de acasă, și dați-mi voie să-i dau cuvântul domnului președinte al comunității a României, domnul Stelică Fudulea, ca să-și prezinte domnia sa și invitații și să adreseze și câteva cuvinte. Domnul președinte, vă rog, vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc, domnule primar, așa cum ați spus, noi românii suntem și orgolioși și ambițioși și asta a demonstrat-o de-a lungul timpului istoria, dar prima dată vreau să vă spun bine venit Anamisa de noi, tora seara, Minduiescu, că vă hârsiți cu zborul și cu cântecul românescu, pentru că așa e normal, a început câteva cuvinte în românește, bine ați venit alături de noi și sunt convins că o să vă bucurați alături de noi cu cântecul și cuvântul românesc. Pentru că suntem în anul centenar și așa cum a spus domnul primar, avem o seamă de arămâni care au făcut cinste statului. Am să aduc aminte și eu câțiva dintre ei și bineînțeles că am să aduc aminte pe cei care au făcut cinste filmului și românesc, pentru că suntem în cadrul evenimentului Săptămâna Filmului Interetnic și cu mândrie o spun, marele Toma Caragiu sau regizorul Sergiu Nicolaescu fac parte din comunitatea română pe care dumneavoastră îi cunoașteți. Dar sunt și alții, cum ar fi Nicu Constantin sau George Vraca, pe care poate unii cunosc sau nu. Și din generația nu am să-l aduc aminte pe cel care nu este faimos, dar este arămân, Toma Enache, și pe mai tânărul George Piștireanu, care evoc starea de spirit a noastră arămânilor, care a spus, eu când vreau să fluier, fluier. N-am să trec prin arămânii celebri din politica noastră, pentru că nu e momentul, dar vreau să vă prezint pe invitatul meu din această seară. Probabil că mulți dintre dumneavoastră se întreabă cine este domnul din dreapta mea, cine este domnul din stânga mea. Nu știu cum să-l prezint pe prietenul nostru Tede, sau Todi, cum îi spunem noi, să-i spun un arămân de origine germanică, să-i spun un german de origine arămânească. O să las pe el să se prezinte, dar am să vă spun doar atât. Tede Kahle este profesor universitar la Universitatea din Viena. De peste 40 de ani studiază toate etniile din Balcani, în adevăratul sens al cuvântului și din cele mai vechi timpuri. Există și un cuvânt, o frază pe care Tede o folosește de fiecare dată. Nu există piatră care să nu mă cunoască pe mine în Grecia și am să vă spun că el lefește, azburaște și, bineînțeles, achichiseaște și făcerutește. Pe lângă faptul că vorbește cam orice limbă din Balcani. Noi ne mândrim că este alături de noi, că este în rândul familiei noastre, fiind căsătorit cu Maria Bara, o armâncă originară din zona noastră. Am să rog pe Tede să ne spună câteva cuvinte, nu înainte de a spune că dacă vrem să ne păstrăm limba, tradițiile și cultura, lipsește toți armânii Sibudaima de adun, așa cum spunem noi la comunitate, și în orice altă activitate pe care o desfășurăm în viața de zi cu zi, trebuie să fim, așa cum mama domnului primar spunea de fiecare dată, armânii daima ca singirlă. Vă mulțumesc foarte mult, sper că aveți o seară frumoasă și Tede, germană, armânește, meglenă, română, ce dorești tu și cum dorești tu?
Bună seara, einen wunderschönen guten Abend, dobra večer i akşamlar. Mi hrsesc cu mult pe fiaua, ale fesc o necă neglenă, am apofosit să zboresc cu armănești mai multul. Ați auzit deja că m-am îndrăgostit de Dobrogea din cauza că aveți foarte multe limbi și etnie aici și am încercat să învăț câte mai multe. Și acum am venit după 21 de ani de experiență de cercetare de teren în România și în Europa de Sud-Est, a nu știu câte oară, ca să cercetez mai mult și comunitatea lipovenească. Am început aici cu a românii, din cauza că am urmărit în Grecia și în Albania, prin Bulgaria, am ajuns în Dobrogea, unde sunt foarte mulți, unde am fost instalat și din 97 am făcut niște interpretări și am scris doctoratul, de fapt, pe baza de cercetările mele în Dobrogea și în alte țări balcanice despre a românii. Și când văd acum băieții de la Meglena, de la Altona, de la satul Cerna, unde este domn primar cu care ne cunoaștem de aproape 20 de ani, am așa o emoție din cauza că atunci cred că a fost cam de prima dată când au ieșit formația lor în străinătate și am avut onoare să fac poze cu ei. Am cunoscut și fluierașul al lor, Gheorghe, și am făcut destul de multe înregistrări. Și mare onoare acum pentru mine că m-ați acceptat, m-ați invitat. Mi hrisesc cu multul și aveți la tare festival și am dat case an un film interetnic și vă adunați și voi să dar un apel să zbureți limbile și dialectele care le aveți, cum le aveți acasă. Și mi hrisesc cu multul când o alac și auați cu Dobrogea, mi-aș donică și când o zbureți cu șinițli, ficiorli, cu Nica Maghietu și nu cum am multul mi hrisesc. Dar acum am marea plăcere să vă prezint și un coleg de-al meu, pe care l-am cunoscut la noi, la Viena, la studiile lui de doctorat, de masterat, că a terminat, sociolog, antropolog și un mare cercetător de teren, care deschide uși, care iau cu mine acum în Dobrogea și se deschid ușile și lumea vrea să-i povestească și să cânte din cauza că are un patos și iubește muzica. Și cu instrumentele lui, de multe ori când noi la cercetare nu mai avem o temă despre ce să vorbim, ci pe care am teta să mai facem, scoate el instrumentul, se topește gheața și ne cânte. Și de-aia l-am rugat să ne cânte și el o melodie și să nu fie astăzi ca cercetător, că noi am cercetat astăzi puțin dialectul din Gorjalac, dar să vină cu o singură melodie cu care vreau și eu să vă mulțumesc că m-ați invitat. Seara bună, distracție plăcută! Mică simt! Țara Moților și îl cheamă Răzvan Roșu. Mulțumim foarte mult! Vreau să vă fac încă o precizare, să știți că prezența domnului Pete Cal la Tulcea este o mare onoare pentru noi, pentru că domnul profesor universitar, chiar dacă îl vedeți așa tânăr și arată foarte bine, să știți că este o somitate europeană în ceea ce înseamnă studiile minorităților etnice din Balcani. Așadar să-l aplaudăm încă o dată pe domnul profesor Pete Cal și să-i mulțumim mult pentru prezent. Și dumneavoastră, pentru faptul că, iată, înțelegeți să susțineți comunitatea, sunt convins că vă vor oferi un spectacol pe măsura așteptărilor și dragostei dumneavoastră pentru folclorul român. Să înceapă spectacolul! Următorul moment artistic va fi interpretat de ansamblul Daima al comunității armâne din Tulcea, coordonat de doamna Lambru Liliana. Alături de grupul Stelei Armâniești din Tulcea, coordonat de doamna Corina Badea. Să-i primim cu aplauze!